Lumea mea s-a schimbat într-o zi când a început să plouă cu tot felul de cărți. La început păreau inofensive și cu câțiva alți puști am inventat un joc nou și interesant. Așa ne-am dat seama că acele cărți nu erau chiar cărți inofensive. Purtau în ele puteri incredibile din alte lume. Eu sunt Dan și împreună cu prietenii mei Runo, Marucho, Julie, Shun, însuși domnul mare și tare, și Alice, suntem luptătorii Bakugan! Bakugan, un scop dolu! Ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta. Ești cu spatele la zid de tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare. Puterea e în dure. Se ciocnesc înăuntru tău. Să lupți pentru tine. Să nu dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Luptă sau fugi. Știi, cel mai tare e să-ți folosești cartea de îndemânare ca să blochezi o mișcare. Sigur, dar cel mai tare ar fi să folosesc cartea de îndemânare într-un atac combinat. Ce idee grozavă! Miu, vino încoace, să-ți arătăm niște trucuri noi pentru lupta Bakugan. Da, fii atentă, sunt tare de tot. Scuzați-mă, dar nu vă ascultam, băieți. Nu era ceva important, nu? E în regulă. Știm că erai cu gândul la fratele tău mai mic. Spune și tu ceva. Oh, da. Vii aici în fiecare zi și aștept să apară. Știu. Pe curând. Haide, am să te aștept aici. Așteptând nu vei primi nimic. Trebuie să faci ceva concret. Cu astea vă pot îndeplini orice dorință. Nu trebuie decât să le folosiți. Hei, Alice! Huh? Alice, cred că ești frântă după călătoria asta lungă. Nu chiar. Am dormit în avion de la Moscova până aici, așa că nu mi s-a părut lungă. Dacă ai fi aranjat dinainte cu mine, ți-aș fi rezervat un loc în avionul meu privat. Cred că ar fi durat mai puțin călătoria. Deci tu ești Alice, nu? Wow, chiar ești frumoasă. Mulțumesc, și tu ești Preyas. Doamna mea, chiar că ești minunată. Haideți, lăsați-o pe biata fată să respire. Așa este. V-am adus amândurora ceva de acasă. Nu trebuia să te deranjezi. Ba trebuia, ador cadourile. Ha? Ce-i asta? Simulatoare pentru bătaie. Sunt făcute să se potrivească cu însușirile voastre. Vă plac? Puteți să le folosiți când o să vă luptați data viitoare. Da, minunat. Ce noroc! Alice este creierul luptătorilor Bakugan. Știe mai multe despre joc decât noi toți. Ea nu luptă, dar dacă vrei să știi ceva despre joc, ea are informațiile. Nu mai spune. Hei, Dan e pe aici? Ce prostie! Unde s-au dus? Cum se puteau rătăci într-un aeroport? Dan, tu ar trebui să știi cel mai bine. Nu ai observat că mergem în cerc? Hei, am fost la toaletă și am uitat în ce direcție ne îndreptăm. Asta înseamnă că ne-am rătăcit. Cam așa ceva, în fine. Am venit cu toții aici, dar cred că Dan hoinărește pe undeva. Dan, nu o să se schimbe niciodată așa. Hei, Alice, nu te supăra că te întreb, dar ce te-a făcut să ne vizitezi așa, dintr-o dată? Ai venit cu treabă? Nu, Marucho, am simțit nevoia să vă văd în carne și oase. Runo, îți mulțumesc că mă lași să stau la tine. Nicio problemă! Știi că ești binevenită oricând, Alice. Mama și tata au fost încântați că vii în vizită la noi. Mama a făcut un vas mare cu specialitate din ton doar pentru tine. Ești o norocoasă, Alice. Asta știe cel mai bine mama ei. Vei mânca ton dimineața, la prânz și seara. Iar dacă ești norocoasă și la desert. Eu nu-l mănânc, dar sunt convinsă că o să rămână destul ca să iei cu tine la pachet. Iar va trebui să mănânc pizza. Ce nasol! Nu-ți mai plânge de milă, ești norocoasă. Da, știu. Hei, nu vrei și tu niște felii? Pentru binele lumii tale și alei mele, trebuie să-l găsim pe omul care l-a corupt pe Naga. Îmi amintesc numele lui. Numele lui e Michael. Sunt Michael. Viziunile astea pe care le am, ce ar însemna? Și ce ar face bunicul Michael cu toate astea? Are legătură cu Masquerade și cu riscul de distrugere a Vestroiei? Lumea natală a Bakuganilor nu are nicio logică. Aș putea să le povestesc prietenilor, dar ce ar crede? Ce haios! Hei, tu! Ha? Voi sunteți prietenii lui Dan Cuso, nu?
Așa e. Voi cine sunteți? Au fost trimiși de Masquerade? Aici era... Dar unde sunt prietenii tăi? Ce? Chiar m-am rătăcit. Bruno, chiar crezi că putem să-i batem? Mai bine am merge să-l găsim pe Dan înainte să începem bătălia. Nici vorbă! Nu avem nevoie de Dan aici! Uite! Știu că putem să-i facem pe ăștia doi. În plus, o avem pe Alice ca să ne ajute. Noi suntem două, iar ei tot doi. Suntem gata să-i dăm drumul! Takashi, ai auzit asta? Da, o să fie distractiv. În cele din urmă am dat de niște adversari ca lumea. Băieți, sunteți siguri de asta? Nu vrei să ne batem? Miu, dacă ne batem cu ei, o să poți să-ți revezi fratele. Eu cred că fata aia le plănuiește strategia. Nu mai trâncăniți și haideți să ne luptăm! Câmp deschis! Cartea morții pregătită! Ha! Carte de poartă pregătită! Ha! Mă întreb cu care atac să începem. Să-l încercăm pe ăsta! Bakugan, luptă! Robotalion, ridică-te! Da! Pune mâna pe ei! Un Robotalion Aquas! O să-l încerc pe ăsta! Bakugan, luptă! Darkus Robotalion, ridică-te! O, nu! Știi ce înseamnă asta? Puterea lui Darkus Robotalion a ajuns la 620G. Iar acum, cartea de îndemânare. Asta o să-i dea lui Robotalion al meu abilitățile Darkus și Aquas. 200G, bonus de putere adăugat. Puterea lui Darkus Robotalion a crescut masiv! Combinația de Darkus cu Haos e o forță puternică. Bietul Bakugan! O să plătești pentru asta! Bakugan, luptă! Zoras, ridică-te! Știu că asta o să-i doboare! Carte de poartă pregătită! Bakugan, luptă! Pyrus, Sarpenoid, ridică-te! Calculez nivele de putere. Îl folosește pe Pyrus, Sarpenoid, iar puterea lui a ajuns la 320G. Da? Știu ce am de făcut! Așteaptă! Nu fi așa nerăbdător să intri în luptă. Uită-te cu cine te bați. Ce vrei să spui? Au activat relația pe diagonală dintre Pyrus și Darkus. Nu te concentra doar asupra cărților de îndemânare. Fii atentă și la cărțile de poartă pe care le folosesc. Să ne luptăm! Ha! Înțelegi? Oh, și frumoasă și deșteaptă. Alice, e un sfat bun. Într-adevăr, impresionant. Ar trebui să lucrați împreună, ca o echipă. Credeți-mă, veți reuși mai repede așa. O să meargă, ai încredere în mine. Hei, crezi că au luat o pauză? Poate. Carte de poartă pregătită! Ha! Bakugan, luptă! Ha! Terrorclaw, ridică-te! Terrorclaw? Cu asta o să-l aranjez eu! Bakugan, luptă! Fire Reaper, ridică-te! Calculez nivele de putere. Carte de îndemânare activată. Relație în diagonală între Pyrus și Darkus. Puterea lui Fear Reaper e 450G. Taras! Da! Hei! Carte de poartă pregătită! Bakugan, luptă! Griffin,
Ridică-te! Hai să vedem! De ce ești în stare? Încă vrea să joace. Chiar dacă te descurci cu cartea ta, nu înseamnă că ești avantajat. Privește aici. Ha! Bakugan luptă! Puterea Bakuganilor e stabilă. Cartea de îndemânare activată. Ha! Foc rapid! Ce fel de mișcare e asta? A intrat în luptă partenerul său? Nivel în creștere, Garganoid. Cartea aia de îndemânare permite coechipierului să intre în joc. Acum suntem mai puternici. Acum jucăm combinat. E imposibil! Asta cere măsuri drastice. Carte de poartă deschisă! Schimbare! Oh, nu! Ne-a bătut Bakuganii! Ce ziceți? Schimbare e o carte de comandă care doboară orice Bakugan cu o putere de peste 400G. Bravo, Marucio! Asta înseamnă să-ți folosești capul, nu? Sunteți atenți? Venim! Ha! Bakugan, luptă! Terrorclaw, ridică-te! Iar Terrorclaw! Voi folosi asta! Nu se poate! Apă, retroagete! Ce se întâmplă? N-ai noroc! Nu poți să-ți activezi cartea de îndemânare acum pentru că am blocat-o! Frumoasă mișcare, dar n-aveți șanse să câștigați bătălia! Așa e! O să câștigăm lupta pentru ca Miu să-și poată revedea fratele! Kosuke, Takashi... Bakugan, luptă! Robotalian, ridică-te! Iar folosește asta! Hei! Ce se întâmplă? Credeam că sunt în aceeași echipă! Nu se poate! Ia, aiurea de tot! Cine cu cine se bate aici? Carte de poartă, deschide-te acum! De ce se bat între ei? Nu-mi place deloc! Încearcă o bătălie falsă. Cum adică? Nu! Bietul Terrorclaw! Kosuke, asta numesc eu revenire! O lovitură ca asta îi permite învingătorului să-i trimite pe ceilalți Bakugan în dimensiunea morții. E cel mai tare fals, iar Bakuganul meu trebuie să rămână în luptă. De asta se numește bătălie falsă. A, înțeleg! Este o strategie cam nesăbuită, după părerea mea. Și ce dacă? O să facem orice numai să câștigăm. Facem asta pentru Miu și Makoto. Miu și mai cine? Makoto? Makoto e fratele lui Miu. Părinții lor s-au despărțit și nu știm unde locuiește el acum. Dar am găsit o cale să-i reunim. Makoto iubește jocul Bakugan și dacă o să câștigăm lupta, vom urca în clasament. Iar el ne va vedea de acolo de unde este acum. Și ca să o facem pe Miu din nou fericită, am făcut o înțelegere cu Masquerade. Așteptând nu vei primi nimic. Trebuie să faci ceva concret. Vă pot îndeplini orice dorință. Nu trebuie decât să folosiți cărțile astea. Ce trist. Biata fată. Poate bunicul Michael o poate ajuta. O să facem orice ca să câștigăm. Da, totul pentru prietena noastră, Miu. Îmi frânge inima! Să ne luptăm! Trimite-mă acolo, doamna mea! Sunt gata! Bine, Tigrera, fă ce ai de făcut! Bakugan, luptă! Tigrera, ridică-te! Dacă vrei să te lupți, așa va fi. Minunat! O să mă lupt și mai bine pentru că m-am născut să lupt. Puterea Griffin 290G, Falconeer 340G. N-aveți nicio șansă. Da, mai vedem noi. Carte de poartă, deschide de acum. Este o bătălie în patru.
În cele din urmă mi-a venit rândul. Calculez nivele de putere. Nivelurile de putere nu s-au modificat și tot noi conducem. Da? Nu pentru mult timp. Cartă de îndemânare activată. Vino Saber! Te-am așteptat, Tig. Așteptarea s-a terminat. V-am prins! Wow! Nu pot să cred. Nu, 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 să-i dăm drumul. Nu, vă rog, încetați. Vă rog, încetați. Opriți-vă. Magoto înseamnă mult pentru mine, dar nu în felul ăsta. Nu cu prețul bakuganilor. Dar Miu, ce s-a întâmplat? Miu? Makoto iubește bakuganii și vă admiră foarte mult pentru că voi respectați jocul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat, dar jocul a devenit dur și nemilos. Ceva nu e în regulă. Jocul ăsta era foarte distractiv. Da, are dreptate. La naiba. Cartea morții, întoarce-te. Adică să renunțăm, nu? Cartea morții, întoarce-te. Se pare că renunță. Takashi, Kosuki, ne-am lăsat duși de val, dar în loc să te facem să zâmbești, te-am făcut să plângi. Vom reuși cumva să ți-l aducem înapoi pe Makoto. Da! S-a terminat telenovela asta? Mai avem de câștigat o bătălie aici. Nu vă putem lăsa să renunțați. Ar fi prea ușor. Să-i dăm drumul! Da, dacă puteți face față. Să o luăm de la capăt și să avem o luptă Bakugan adevărată. Da. Ha? Bakugan luptă! Până la urmă tot am pierdut. Asta e. Ne pare rău că v-am cauzat neplăceri, dar am crezut că Masquerade ne va ajuta să câștigăm. Nu mă faceți probleme, în luptă mai vorbește și gura fără om. Dați-mi voie să vă spun că sunteți niște buni luptători, Bakugan. Sunteți aproape la fel de buni ca mine. Ha! Miu, îmi pare rău că te-am supărat mai devreme. Sper că te reîntâlnești cu Makoto în curând. Și eu îmi cer scuze. Mulțumesc. Știu că ați avut intenții bune și apreciez asta. Kosuki și Takashi, sunteți cei mai tari. Dumnezeule. Wow. Hei, nu uita de mine. E vorba de respirația mea? Haide, dă-mi un sărut. Unul mic în braz. Makoto, să ai grijă. O să ne vedem în curând, frate. Am auzit că un tip s-a rătăcit într-un aeroport și a stat un an de zile acolo. Sper să nu ni se întâmple și nouă. Dacă se va întâmpla asta, va fi din vina ta. Hei, nu da vina pe mine. Wow, ce tare! Am auzit cum vorbea Bakuganul tău. Ce norocos ești! Îți place să joci Bakugan? Prietenii surorii mele, Takashi și Kosuke, m-au învățat să joc. A trebuit să-i vezi cum joacă. Pun pariu că sunt doi dintre cei mai buni jucători din lume. Da? Dacă sunt atât de bun, nu m-ar deranja să mă lupt cu ei cândva. Oh, am uitat. Trebuie să mă întâlnesc cu sora mea imediat. Cu sora ta? Pe sora mea o cheamă Miu și locuiește în acest oraș. I-am cerut voie tatei să o vizitez și iată-mă. M-am prins. Transmite surorii tale salutări. Spune-le prietenilor tăi să lupte în continuare. Sigur. La revedere. Aha, aici erai. Oh, bună. Vreți să-mi spuneți că v-ați bătut tot timpul acesta? Mersi frumos că m-ați așteptat. Nu da vina pe noi, e vina ta că te-ai rătăcit. Nu vă mai certați. Să înțeleg că v-ați descurcat și fără mine. Sau ați avut ajutoare? A fost și Alice? Oh, nu, poate că acum ar trebui să le spun despre bunicul Michael și visele ciudate pe care le am. Băieți, vreau să discut ceva cu voi. Deci, Runo, ce ziceai de Masquerade? S-a folosit de sentimentele lui Miu doar ca să ne ia bakuganii. Tipul ăla nu are clasă și ar face totul ca să capete ce vrea. Dan, așteaptă. Și-a unit forțele cu tipul ăla Michael. Vrea să distrugă lumea lui Drago, Vestroia. Dar nu o să lăsăm să se întâmple asta.
S-a întâmplat ceva? Nu-i nimic, Runo. Sunt Flamandă. Haideți acasă la Runo pentru o surpriză cu Ton. Cine se bagă? În următorul episod din Luptătorii Bakugan, Daniel are pe Dragou, Runo pe Tigrera și Marucho pe Preas. Atenție, vine un nou Bakugan! Chiar dacă Julie crede că toți Bakuganii sunt drăguți și adorabili, ea va afla că au și părți negative. Când un băiat pe nume Billy va veni și o va provoca la luptă, el va aduce un Bakugan foarte rău. Așadar, odihnește-te, pentru că nu se știe când va apărea o nouă luptă Bakugan. Și ai grijă să nu pierzi următorul episod din Luptătorii Bakugan!